Iubitorii muntelui care se pregătesc să-și petreacă weekendul acesta în zona Țării Făgărașului nu trebuie să uite de echipamentul de iarnă. Va fi frig, spun salvamontiștii, și este obligatoriu ca îmbrăcămintea să fie adecvată conform temperaturilor. Trasele din zona alpină sunt în continuare închise, așa că salvamontiștii recomandă turiștilor să nu se aventureze prea departe de cabane. Cu informațiile care le avem, vremea nu o să fie foarte grozavă, să zic, pentru turismul montan, dar până la cabane se poate urca. Sfatul nostru este ca turiștii să rămână în zona cabanelor, să nu se aventureze în zona alpină, unde o să fie precipitații și vânt puternic în toată perioada asta. Bineînțeles că și să și mai răcește și echipament adecvat frigului și mai ales precipitațiilor. Ploi și va fi și lapoviță și nisoare. În ultima perioadă ați avut incidente? Nu, am fost liniște, adică liniște în sensul că am supravegheat zona. Turiștii care își vor petrece sfârșitul de săptămână la munte ar trebui să țină cont de avertizarea salvamontiștilor pentru a evita incidentele neplăcute. De vreme mohorâtă vom avea parte și în săptămâna ce urmează, iar la munte va continua să cadă lapoviță și ninsoare.